Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Look, you have a place here. Astăzi mergem la Goodwill. M-am zăpăcit cu Goodwill-ul ăsta, dar... Which one is in and which one is out? Doesn't matter? Haideți să vedem ce găsim aici. Avem muzica, ceea ce nu prea-mi place, dar na, ce să facem? Sper să supraviețuim muzicii. Văd o grămadă. Is that the Chinese one? The Asian one? You went away? Look, that one there. Nimic. Ziceam lui Jose să vadă dacă ce drăguță e asta? Santa and Deci am să verifice un Moș Crăciun, credeam că e unul de la vintage, dar nu e. Ce drăguț e ăsta. Dar nu înțeleg de ce au așa de multe chestii de Crăciun acum. Oare ăștia tot timpul au așa de Crăciun înainte? Nu-mi dau seama. Ce cald e, frate. Ce chestie asta. Coca-Cola. Ce preț au? $6. Fain. Țin minte când eram... ce drăguț e și asta. Țin minte când... Când eram tânără, vedeam Coca-Cola doar la sărbători. Doar la Crăciun. Și câteodată anul nou. Dacă mai rămâne de la Crăciun. Ce fain e asta. De la Lidl. Ne să vedem. Deocamdată nu prea mi-e nevoie de chestii de Crăciun. Mamă, dar câte sunt în cava și sufletul vostru. Că m-ați zăpăcit. Câte chestii de Crăciun. Măcar dacă aș găsi niște decorațiuni de la vintage, știi? Aș fi fericită, dar așa sunt și noi. Asta-s cute. Asta vede, îmi place mult. Care de plastic. Dacă era vintage, trebuia să fie de sticlă. Ia să mai vedem. Mă disperă și muzica. Cauza muzicii nici n-am putut să pun monitorizarea ieri pe canalul meu. Încă mai aduc, frate. Mai aduc o grămadă de decorațiuni. Ce chestie asta, Barbie. Ce preț are, $10. Nu mi-a zis nimeni că o să stai acolo 10 ani. Nu. N-ai zic eu, stai acolo 10 ani până te iau. Că nu te iau la $10. Nebunule, care ești nebun. Aici sunt chestii de plastic, nu ne interesează. Și ajungem la zona crepusculară. Zona cănilor și farfuriilor. Începem să vedem ce găsim. Made in China, no. $99. Și nebun la cap. Ce dracu ai mâncat? Nu înțeleg că 99 de dolari. Ce faină e asta. $5. Tu și ceapa mătii. Mamă, și sunt două. Dar prea mult îmi plac astea. Dar să le verific de... Mamă, de ce faine sunt. Cam scump, dar... N-avem de ales. Ați frumoase rău. Alea poți să le folosești. Ce faine sunt și astea. Sunt curioasă firma la astea. Da, astea sunt faine rău. Mai este unul aici drăguț. Asta albastru. Ce finuț e. Mai ce mă disperam în zi, da. Dar deja știți.
v-ați obișnuit deja cu muzica lor. Ia să văd aici în colț. Iod băbuță. Mamă, cum s-a ferit săraca femeie. Crezu că poate îi mănânc. Și am impresia că ăsta e Fenton, da? Nu ne interesează. Da. Să mai vedem ceva. Încerc să vorbesc peste muzică, dar nu prea reușesc. Uite ce fain e asta. Asta cred că era o fântână ceva. Dar au rămas numai chestia aia. Ce sunt astea? Pinuri? $7. 7 ani stai acolo, mă. Până când te-ai luat eu. Am niște păpuși aici jos. Niciuna. Asta e Bradley. E jumătate de preț. Da. Deși știu că... asta e Diana. Și asta e jumătate de preț. Prințesa Diana. Look, Diana princess. She's not cute? Half price. Am lăsat-o pe Diana înapoi acolo la ea. Ce sunt astea? $4. Aleleu. Ce-a început muzica nebună. Să mă dispere. Ha? Încerc să nu las. Ce frumoasă că e farfuria aia. Și e și $1. Seamănă puțin cu aia pe care am luat-o și mi-a spart-o pe aia verde. De mi-a spart-o la magazinul ăla când am fost atunci și am găsit parfumul ăla de $5 de la Valentino. Ce drăguțe sunt și astea, dar $12. Chiar dacă e jumătate de preț, $12. Ce scump e asta. Aoleu, $7. Prea mult. 7 ani stai acolo, mamaie. Până când te iau eu. Că acum nu te pot lua. Ma din China. Ce chete și asta. $1.99. Și asta e faină. $2.99. Dar ce să fac cu ele? Și asta e drăguță. Made in Italy. $3.99. Dar e ruptă. Ce mai avem aici? O cocoană. 99. Mamă, cât de drăguță. O miresică. Dar nu știu ce-i cu ea. Da, nu știu. O pun deocamdată în coș și după aia am să văd dacă o să o iau sau nu. Ce cald e. Îmi e ciudă de chestiile astea că trebuia să dau $10, da? Asta, mă, uite, asta e pentru zahăr, care trei așa, și asta e pentru creamer. Mamă! A trebuit să și le caut pe asta, eventual, când ajung acasă, că are prinse scatul ăla și s-ar putea să fie ceva bun. Nu știu sigur, dar intuiția mea de fată mare nu mă înșeală. Tot timpul dau vina pe intuiție. Și când fac ceva bun și când fac ceva rău. Ia să vedem aici ce mai găsim. Aoleu! Drăguț și bolul ăsta. Am o bolă la boluri de la astea, mai ales, care sunt așa tăiate. Asta n-are preț, e priceless. Mai sunt unele care nu înțeleg de ce rup prețul de pe ele. Adică ce vor să facă? Vin mai târziu și le iau sau... Nu înțeleg. Cred că asta fac, nu? Ca să nu le ia altcineva. Rup prețul. Asta e faină la $2.99. Rup prețul și vin mai târziu. Și na. Boa. Ce cute e asta. Aoleu, ce mi-a intrat. Aoleu. Stați așa.
Ah. Am transpirat și mi-a intrat în ochi. Și cum știți că transpirația e sărată, început să usture. Da. Avem și noi una de asta. $2.99. Hai să vedem ce mai găsim. Văzusem ceva aici, asta. $15. 15 asta e aici. Și astea de aici le văzusem. Zi-te rog că sunt primoje. Mă, nu le pot vedea. Puh. Nu văd firma, dar la $1.99 cred că nici mai contează firma. Am să le iau așa. Dacă o să descoper că nu erau, asta e. And check the card, please. Some of the... Asta e făcută din lemn. Ce mai avem aici? O ceșcuță urâtă. Urâtă, care știi? Nu are ce e asta. Cred că e o chestie chinezească. Da, cred că cam atât aici. Nu știu ce să fac cu muzica. Aduce marfă nouă. Ia să vedem ce au. Dacă e ceva interesant. Îmi făcea bărbatul mi semn. Păi zia că vine marfă nouă, știi? Da, nu văd nimic drăguț. Adică ceva care să zic. Mamă, că vreau acum. Și ce bine că a adus căruțul, că sunt prima pe care o văd. Păcate, nu-i nimic. Dezamăgitor. Dezamăgitor. Măcar am găsit, hai. Hai că n-a fost chiar așa de rău ca altele. Ce e asta? $6.99. Chestie pentru make-up. Pe jumătate de preț, da? Nu ne trebuie. Hai să sperăm să găsim, să mai găsim ceva. Niște parfumuri aș vrea să găsesc, frate. Hai, parfum, parfum, parfum. Oricare. Nu mai vechi să fie. Să arate cât mai vechi, cât mai urât și cât mai scump. Cum ar fi, nu? Deci asta ne dorim. Acum să și găsim, știi? Că ne dorim noi, da. Doritul ăsta să se transforme și în realitate. Aici nu. Aici nu s-a transformat. Hai să văd în partea asta lantă. Ia, ce avem aici? $10. Sticluță de parfum. Avon. Câte sticluțe? 1, 2, 3, 4, 5. Și punga e la jumătate de preț. Deci o să fie $5. Nu sunt așa de drăguțe. Aia nu sunt ieșite din comun, să zic, mamă. Altceva, ia să mai vedem. Mă mai uit și în punguțile astea, că ați văzut cum stăteau ascunse tampoane. Da. Stăteau ascunse chestiile alea de la... Ce e asta? Taroc. Nu știu ce e taroco. Ce e aici, mamă? Cremă anti-iciu, bucilier. Aici ce sunt? Cred că cristale de la oceva, sticle de la Avon și cam atât. Da. Aici nu am găsit nimic. Puneam speranța în asta. Asta ce e? Perfecting Bath Home, yeah. Cu alte cuvinte, nimic. Home, cu alte cuvinte, nimic.
Asta e 100 de parfum vintage. Și văd că încă mai e înăuntru. Ia uite. Bebe. $6. Scump. Dacă mai văd ceva pe aici. Ce e asta? Luxury Bath Collection. Săpunuri. Și mai văd una. Aoleu. Uităm aici. Asta. Ce e asta? Ah, Unicorn Dream BFF. No brand. $5. Încă un săpun. Două. Aoleu. Iar îmi intră în ochi. Dar nu înțeleg de ce, că doar nu transpir, nu-mi vin... Oh, și ce-am făcut astăzi? M-a oprit de fapt o domnișoară la un stand ăsta de creme și au ăștia o putere așa să te ducă cu vorba și m-a prostit și pe mine să... lumânări, Aroma Zone, Aroma Therapy Candles. M-a oprit acolo să-mi zică una, alta, nu știu ce cucatul meu făcea. Băi, și m-a întrezit că mă dă cu o cremă pe la ochi. Și deșteaptă mă întreabă, ai machia? Și zic că da. Și au continuat să-mi pună căcatul ăla. Și când am ajuns în mașină, la ochiul meu, deci se vedea ca și cum, nu știu, jupit, nu știu cum să vă explic, dar se vedea urâtare machiajul meu, adică sub ochi se vedea urâtare. Vai, de nu m-au apucat instant, dragi, mașina, adică dacă știi că crema aia îți face să arăți ca naiba, pentru ce naiba mi-o mai pui, știi? Adică mă și întreb, ai machiaj? Și zic da. Și tu continui să mi-o pui știind că o să-mi... Bă, tu știi cum arătam la ochi? Dacă mă vedeați, mureați de râs. Do you want some cards, honey? Look. Da. Și acum, văd că ochiul ăla tot îmi curge așa. Și mă ustură. Așa se întâmplă când îi lași lumea să pună mâna pe ochii tăi. Să-ți bage mâna în ochi. Mamă. Deci am terminat magazinul aici la produse de astea și n-am găsit nimic. Oare ce e asta? Și muzica mă super enervează. Ok. Va trebui să mergem la genți. Nici nu știu unde sunt gențile. Va trebui să le caut. Și revenim. Am ajuns la zona unde sunt portofele și am văzut portofelul ăsta. Super cute, nu? De $6. Adică, băi, eu m-am obișnuit cu zonele, cu prețurile mele de acolo. Vera Bradley. M-am obișnuit cu prețurile de acasă și na, aici, unele dintre ele, dacă sunt mai scumpe, $10, cred că tot 10, fac figuri și fosil. Jumătate de preț, dar e vechi. Pe vremea lui Pazvanti Chioru. Ce mai avem aici? Aoleu, ce-o băgat ăștia. Este Lauder. $1.99. Faină, dar ce să fac cu ea? Că avem de la Makeup Bags. De ne vine rău. Oh, ce mică gentuța asta. Ce să pui în ea? Telefonul, ce să pui? Asta ce e? Astea spungi, $8. Bă, îți doar pungi, bă, frate. Ai, ai, ai. Nu că ăștia mai și devine simțiți. Bagă niște prețuri, frățică. De te doare capul, așa.
Ia să vedem. Ha? Ce faină perna aia. Mai sunt jucării și chestii? Nii, mă, ce lampă, mă. Auleu. The ugly lamp. Colecția pentru cea mai urâtă lampă. Ce avem aici? Un ceas. How much do you want to cost? $5.99. Too much? Da, și muzică. Discotecă ei și-a vrei. Discotecă, nu așa. Ce e aici? Cine ești, mă? Urâtule. Cu baterie. Rămâi acolo. A, e o copie. What is this? Wireless. $5. Da. Hai să continuăm. Să vedem ce mai găsim aici. Cred că va trebui, mamă, mă apropii din ce în ce mai tare la muzică. Ok, dacă găsești ceva, vă arăt. Deschid camera și vă arăt. Deocamdată trebuie să închid, nu de alta, dar nu o să pot pune video. Revenim. Ce frumos e scaunul ăsta, dar am presa că e vândut. Dark blood yellow dining chair. $15. Și mai văd aici unul. Stilul meu și al lui Bianca. Dar ăsta e pătat. Da, nu e bun. Hai să vedem că găsim ceva aici. Ai, ce fain era asta. Dar i s-a dus capul. Și asta era drăguță. Handcrafted din India. Și acum găsim ceva drăguț aici. Asta e drăguță. Pentru simplitatea ei. $1.50. Oh, uite încă una. $10. Mâncarea asta nu are spart capul. Auleu. The Venetian. Frumos. Frumos. Ce cute e asta. Disney Athletics. $15. 15 ani să stai. Și asta e faină. $20. 20 de ani să stai. Și tu ce ești? A, pentru poze. Prea mult prea ca la țară. Asta e un print. Ai frumos printul. Ce mai avem? Jucării. Plastic. Bună. Trebuie să vedem în spatele astea. Se ascunde ceva frumos. Mermaid catching fireflies. Mom's made. Ok. Snack pack. Ok. Nimic. Hai să mergem. Să vedem la genți. Am văzut niște genți acolo în colț. Revenim. Mamă, ce faine și scaunele alea două. Înalte. Așa două. Cu catifea. Ulala. Fain. Ok. Încă o dată, hai la genți. Am ajuns și în zona genților. Văzusem o rochie, dar ceapa mamilor, că nu era niciuna la reducere. Așa că a trebuit să le las în urmă, că nu o dau. Ce drăguț e asta. Seamănă cu cele de la Aldo. Ce zice? The Go-Go. Nu știi The Go-Go? Hai, nu știi. Afli acum, Sofia Vergara. Ce urâtă. E urâtă geanta și vor și $15 pe ea. Nu înceapă mami ei pe Sofia. Ia. Geanta lui bunica, na? A trebuit să văd că e și jumătate de preț. A, ce-mi place geanta lui bunica. E mai din China. A trebuit să mă uit alea că...
dacă asta se ia. Oh, no. Ia uite la fund. Nope, geanta lui bunica asta e aici. Ce e asta? WK. Deci nu e Michael Kors, e whatever Kors you wanna take. Ah, geanta. Hai să joci Tommy Hilfiger. Cât e? Nu știu cât e. Ce drăguță e și aia colorată, $8. Era jumătate de preț, era mai bine. Dar nu-mi vor ăștia, mă, nu le plac. Jumătate de preț, nu. Van Pluxley, Plusii. Și-a făcut Plusica, firmă de discuturi, de genți. Van Plusii. Ce-i asta? Ia, nimic. Tu ce ești? Și tu nimic? Tu nimic? Tu nimic? Interesantă culoare asta, mor. Mor. Da. Cât de interesant ar fi culoarea aia, nu pot să iau. Ce e asta? Asta e de jucărie, cred. Că altfel nu-mi imaginez ce e cu ea. Ce mai e aici? Nimă la ele. Deci da, cu alte cuvinte, n-am găsit nimic, nici agenți. Asta e drăguț. Rucsacul ăsta. Nine West. $8.99. Chiar e foarte drăguț ăsta. Cam pătat, dar na. Ok, asta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Văd un parfum acolo, va trebui să văd ce e cu viața lui. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like. Deja v-ați obișnuit. V-ați obișnuit sau nu încă? Nu? Vă mai zic o dată. Și da, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Am găsit câteva comori. Dezamăgitori au fost celelalte de ieri, dar astăzi am început așa un pic, cred că mai în forță. Avem 1, 2, 3, 4, 5 produse. Așa că da, sunt fericită. Decât 0 produse. Sper să aveți o zi cât mai frumoasă și nu uita, alege să fii fericit și sper să ne vedem cu mâine, cu mine, bine. Și vă pup. Pa!